Nu-i voie pentru copii, pentru să aibă părinți în special să aibă grijă. Dacă mă observam la timp, nici nu-mi dădeam seama că mâncat. Sper un putea după și în zile sau o săptămână puteam să ieșim în grob, eu știu. Lăsați nesupravegheați, micuții au mâncat otrava pentru șoareci care avea același aspect ca și pufarinele. Când a descoperit isprava copiilor, mama le-a provocat acestora vărsături și le-a dat să bea lapte. Imediat ce efectele substanței toxice au fost atenuate, femeia a anunțat ambulanța. Când am venit, l-am găsit cel mic cu câteva păr de greușoară în mână. Și când m-am uitat pe frigider, nu mai era, deci era lor. L-am pus de obonat. Eu am și eu nepoței și trebuie feriți, feriți mereu. Și chiar dacă se pune protejat, se pune într-o vasă, într-un loc ascuns, după un aragaz unde n-au acces copiii. E foarte periculos și pentru noi mari, dar pentru ei. Și pus o travă pentru șobolan, pus la niște locuri, într-un loc mai ferit de copii, din cauza că este foarte tentant pentru copii. Fiind mici, nu-și dau seama ce este, se aseamănă chiar cu un pufarin care e bun de mâncat și ei încep să mănânce. Medicii bârlădeni spun că viața copiilor a fost în pericol. Fiind lăsați nesupravegheați, au ingerat aceste substanțe. Dacă nu ajungea la titlar vital sau dacă cantitatea de toxic era mare, sigur că viața lor era pusă în pericol, fără doar și poate. Oamenii din mediul rural folosesc frecvent astfel de otrăvuri pentru extirparea șoarecilor.